așa să poți să spui ca reprezentant al unui partid care are niște criterii care intră în acțiune imediat. Da, domnul Blaga a fost chemat sau domnul Orban a fost chemat în 5 minute, domnul Blaga, domnul Orban, domnul Blaga a stat 15 minute, cred, să plece pe drum și a dat demisia, domnul Orban a făcut-o chiar în fața la DNA. De ce niște criterii, ele acționează automat, tu când ești într-un studio de televiziune, nu mai ești în situația aia penibilă să știi, tu, îl apărăm, nu-l apărăm, e bun de fapt, e, vreți o situație e penibilă? Justiția. Vreți o situație penibilă? Vă rog, arătați-mi pe ecran afișele din DEVA, ale Partidului Național Liberal. Haideți că dacă vreți situații penibile, cred că putem să încropim una. Avem răbdare, colegii mei le caută, vi le descriu până le vedem. În municipiul DEVA, condus, haideți că nu mai e nevoie să vorbesc, imaginele vorbesc de la sine. În direct. Cei mai buni privesc spre viitor, Partidul Național Liberal. Și avem așa, Dorin Gligor, PNL, Carmen Hărău, PNL, Lucian Heiuș, PNL, Oana Frânc, PNL, Mircea Muntean, ne-PNL. Bă, ce caută domnul Mircea Muntean, condamnat penal la pușcărie cu executare, fix sub sigla Partidului Național Liberal, standardul luptei anticorupție? Era pe la PSD? Era la PSRO. PSRO? Da. O prostie. Nu este mesajul oficial al PNL, mesajul oficial al PNL, imaginea de precampanie și campanie, da, nu arată așa, ele se concentrează pe cu totul altceva. A fost o inițiativă locală, profund greșită și profund pernicioasă pentru PNL, care spune cu totul altceva. Da, și acești patru candidați PNL nu știu care e mesajul, nu știu care e atitudinea PNL, ce caută? Întotdeauna în plan Pușcărie. Local, vă spun, da, ca om care cumva de la centru a mai fost pus în situații de genul ăsta. Întotdeauna în plan local se va încerca de către filiala locală maximizarea rezultatelor. E maximizarea cu oameni condamnați la pușcărie? Probabil că au considerat că dânsul stă foarte bine în sondaje. Așa? Dacă au făcut-o, au făcut o greșeală și sper să-l retragă cât mai repede. Nu știu dacă retrag sau nu retrag, dar avem experiența domnului Sava de la alegerile locale. Tocmai, total de acord cu dumneavoastră. Păi a făcut campanie domnul Sava cu piedone cercetat penal în dosarul colectiv și nu l-a exclus nimeni pe domnul Sava, deci v-a plăcut campania cu domnul piedone. Cred. Acum avem aceeași listă de candidați ai Partidului Național Liberal care se asociază cu Mircea Muntean. Și am o întrebare mare de tot. Vă rog. Cine a plătit acest afiș? Probabil că filiala locală. Deci Partidul Național Liberal promovează pușcăriași pe afișele sale.